Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Flash Monday. Ce fa- Nu. Pe ce faci? Aveam și o replică asta, dă-o încolo. Eu trebuia să spun frumos, cum spune frumos. Bun găsit la Flash Monday. Iartă-mă, dar uite, n-am putut să mă abțin, m-a năpădit entuziasmul. Nu, stai un pic, stai așa. Bună seara, bunii mei. Așa, acum continuă tot, te rog. Dar stai un pic. Dar de ce ești tu așa entuziasmată? Păi, suntem în mijlocul săptămânii și am avut parte de o zi minunată, iar la ce materiale avem în această seară, n-am cum să fiu altfel, abia aștept să le vedem, asta Doamne! Puțin, că nici nu știu dacă pot ține pasul cu tine. Hai să vedem titlurile de astăzi și să dăm drumul la treabă. Hai, că uite așa, pornim cu dreptul, vedem titlurile așa. Și văd că ești nerăbdătoare, hai să le vedem. Ina schimbă macazul și o dă pe manele? Pe versurile cui? E interesant de aflat. La Flash Monday avem parte de spectacol. Laura Cosoi a fost prima la orice, dar mai puțin la băieți. Ce avantaje, dar și ce dezavantaje i-a adus popularitatea, aflăm în această seară. Celebra actriță Cécile de France a apărut pe covorul roșu într-o ținută de mers la piață. O fi încurcat zilele, evenimentele? Vedem imagini și comentarii la rubrica Așadar, Așadar. Hai că avem acum un material la care nimeni, nici măcar noi, nu ne așteptam. Hai, nu zău, chiar așa? Chiar așa. Ce-o imaginezi pe Ina cântând manele? E, acum contează și cum le cânt, știi? Asta e. Să știi că furori a făcut. Da? Da. A ales chiar o piesă a iubitului său, rapperul Deliric, și a făcut show în mediul online. Maneaua Inei s-a viralizat imediat. Stai. Să vezi și să nu crezi, Ina noastră a spart topurile internaționale, se știe. Chiar și așa, cântăreața nu se dă în lături să mai tragă și câte o manea. Ina a fost provocată să cânte pe ritmuri de manele chiar o melodie a iubitului său, rapperul Deliric. Ciudat, nu? A făcut show și tuturor celor care au ascultat-o li s-a făcut pielea de găină. Nici nu s-a forțat prea tare. Natural i-a venit. Am visat că schimbă lumea, ne-a schimbat tot, ea e culmea. N-am visat că ne schimbam, am schimbat numai visam. Ia uite cum se râde. Hai să zâmbim fals, pun ce-i bun în balans. Eu fac un pas și tu faci un pas, suntem amândoi într-un dans. Păi și ce fac, o las de muzica mea, mă apuc de ăștia? Nu știu, mă apuc de ăștia, că nu mă apuc de ăștia. Ina și iubitul ei, rapperul Deliric, formează unul dintre cele mai îndrăgite și mai ales discrete cupluri din showbiz. Cei doi par să aibă relația perfectă. Au aceleași pasiuni, petrec mult timp împreună, vacanțele sunt pentru ei ca aerul și în orice circunstanță se bucură unul de compania celuilalt. Tot timpul dau pe jos când gătesc, bă, știi cum e? Și trebuie să fie cineva să mă ajute să strâng zâna mea. Mersi. Îndrăgostită până peste poate, Ina își ridică iubitul în slăvi ori de câte ori are ocazia. De film la Paris e mereu un succes, dar strălucirea evenimentului poate fi eclipsată de un dezastru vestimentar. Vedem imagini la rubrica Așa da, așa nu. Cécile de France a șocat. Auzi tu, Cove, da. Erai popular în școală așa cum ești popular acum? Eram, dar nu prea. Hai, nu fii model. Da, ce să zic, da. Tu? Nu? E, să știi că nici eu n-am stat prost la capitolul popularitate. Dar nu ne-a făcut bine lucrul ăsta. Dar uite, altcuiva i-a adus mari de servicii, știi? Ah, da, da, știu. Laurei Cosoi, da. Frumoasă, deșteaptă, își vedea de ale ei, dar intimida toți băieții. Primul iubit l-a avut abia la 19 ani. De cap. Mai devreme, nici măcar unul, dar unul n-a avut curajul să se apropie de ea. Era rea. Thank you.
Hosoi acum o familistă convinsă. E soție, e mama două fete și e dedicată trup și suflet familiei. N-a fost mereu fata care să stea departe de lumina reflectoarelor. Asta și la propriu și la figurat. În liceu, Laura făcea furori. Nu era elev să n-o știe, iar la Miss Popularitate nu întrecea nimeni. Eram populară pentru că făceam dans sportiv. Acest sport era o inovație, era ceva de pe altă planetă. Când apăream și dansam, se oprea lumea în loc, pentru că nu era obișnuit să vadă respectivul sport. Eram populară și pentru că am fost Miss, dar și pentru că tata era profesor. Wow, ar fi spus orice elev în locul ei, dar Laura nu era chiar cea mai fericită. Popularitatea i-a adus și deservicii. Niciun băiat nu se apropia de ea și era mai mereu singură. Intimidam foarte mult când eram în școală și în liceu. Erau mulți băieți care ar fi vrut să vină spre mine, dar le era frică că o să fie refuzați. Prima mea relație a fost aproape de 19 ani, cu un băiat pe care îl știu și acum. Știu că dacă mi-a plăcut de cineva, am fost foarte directă. Zâmbește acum când își aduce aminte de acele vremuri. Ar mai putea concura liniștită la Miss Popularitate și ar lua sigur un premiu, dar datele problemei s-au mai schimbat. Oricum, perioada de acum ar da-o oricând pe cea de atunci. În perioada asta sunt tare anxioasă. Pur și simplu, în jurul meu sunt mulți oameni bolnavi, chinuiți, încercați. Oricât de optimistă sunt, mă simt copleșită de vremurile în care trăim. Am încercat să-mi rezum viața la strictul necesar. Dacă vorbesc cu cineva la telefon și tușește, mă alarmez. Dacă strănută cineva în preajma mea, îmi țin respirația. Dacă își dă jos masca să își șteargă nasul, mă dau în spate 2 metri. Laura Cosoi e speriată din calea afară de boală. Din cauza virusului, și-a pierdut tatăl. Te-ai prezentat vreodată pe un covor roșu îmbrăcat cu hainele cu care mergi și la piață? N-aș putea. Ce se întâmplă? M-ar bate cineva pe drum, știi? E, uite că la Paris se poate. Era? Ei, Cécile de France? Ce-a făcut? Să fi grăbit, poate, avea dovlecii și varza pentru murături în mașină, fi uitat care și un covor ușă de onorat, cine știe? E, să nu judecăm, da. Știi ce este curios? N-a fost singura care a dat greș. A făcut Cornel o analiză de mama focului. Auzi, noi suntem și noi acolo în analiza lui. Hai să vedem, scăpat. Nu știu. Hai să vedem. Cornel. Bună seara, Cornel! Bună seara, Dana, bună seara, Cove, doamnelor și domnilor, vă salut din platoul Așa Da, Așa Nu și de această dată Eduard Băcan, hairstylist, este alături de mine. Bună seara! Bună seara! Ai un aer așa sport, oare se potrivește cu ce urmează să discutăm? Nu știu cum aflat. Urmează să vedem, dar eu îți propun să mergem până în Paris, vrei? Întotdeauna la Paris. Mai ales perfect. După 13-a vizită, a început să-mi placă și mie Parisul. Perfect. Premiera din Paris a comediei drama romantică The French Dispatch a fost un prilej perfect pentru ca vedetele să-și facă apariția pe covorul roșu. Lea Seydoux, fata Bond, a ales un look cu minte, cu un aer parizian. Cumva a dorit să fie din povestea peliculei, dar oare a fost și o alegere potrivită, inspirată, cum vrei tu să-i zici? Atenție mare, e fosta fată Bond. Da, m-am hotărât, nu mă potrivesc deloc în peisaj. Am hotărât. Hai să începem cu părțile bune. Interesantă freza, pentru că a avut curaj să tundă scurt. Așa. Mă duce cu gândul departe, acum câțiva ani buni, tot ce înseamnă ținuta. Combinația cu cizmele mă lasă rece, dacă pot să spun așa. Deși e cald aici. Da, e cald și sper că mai am și eu, bă, nu știu. Puls. Puls, așa, corect. Întotdeauna în Paris mi s-a părut că lumea nu știe să se îmbrace și... Subscriu la cele spuse de tine. De obicei, în metrou vedeam că nu știu să poarte încălțămintea în primul rând, dar de data asta văd că nu știu nici să o asorteze. În partea de sus e ok, îmi place și gulerul larg, merge oarecum ținuta ușor garson cu părul scurt. Hai să nu fiu răutăcios de la început să dau un așa da. Așa da. Eu știu ce urmează. Drept urmare vă spun, cred că este cea mai bine ținută de la acel eveniment, cea mai bună ținută. Dar e adevărat, vorbim de capitala modei, dar oamenii, nici pe covorul roșu și nici pe stradă, nu prea se știu îmbrăca. Îmi vin în minte acum premiile Cezar, unde la fel. Dezastru, dezastru. Dar revenind la frumoasa fată Bond,
E interesantă apariția ei. Are aerul parizian. E din film acolo, dar pe partea de încălțăminte e din alt film, din alt serial, din altă lume. Dar știind ce urmează, primește un așadar pentru că să rămâneți aproape este, Doamne ferește. Așadar din partea mea și mergem mai departe cu Cécile de France, actrița de origine belgiană. A primit două premii Cezar la viața ei, dar a primit și invitația de a participa la această premieră. Totuși, eu am niște dubii cum că ea ar fi încurcat evenimentul la ce apariție vestimentară a avut. Tu ce părere ai? Cred că s-a pregătit să meargă la cumpărături, cel puțin să cumpere pâine. Și nici măcar în mall, undeva la piață? Nu, bă, să cumpere pâine, în cel mai bun caz. Nu. Cred că, bă, dacă stăm să ne uităm pe stradă în România, avem femei mult mai bine îmbrăcate. Oh, cu siguranță. Mă uit acum la gulerul de la cămașă, la așa broderia aceea din... Mostră de multă pusă, să spun așa. Nu știu cât de in fashion sunt materialele de denim, zona asta de blugi, de... Singurul lucru care îmi place este culoarea, royal blue, dar nu prea cred că este pe hainele potrivite. Nu. Așa nu. Nu. Din start vă spun că primește așa nu și din partea mea. Clar, cred că era tot evenimentul, cum spuneam. Trebuia să meargă la piață, la magazin, dar nu în mall, undeva așa, pe, nici măcar pe bulevard, în jurul blocului. Nu ai cum să mergi pe covorul roșu îmbrăcat așa. Nu există! Nu. Cine o sfătuiește, dacă are pe cineva care o sfătuiește, ar trebui să-l concedieze, pentru că este o apariție dezastruoasă de la... Mie nici părul nu-mi place. Iartă-mă dacă intervin peste tine, dar, nu știu, are o floare în păr, văd bine. Da, de la păr, machiaj, nimic nu este potrivit acolo. A primit totuși o floare pe care a pus-o în păr, trebuie să recunoaștem. Singurul lucru bun din toată povestea este culoarea părului, adică... Dar culoarea, nu cum arată. Îi vine bine, poate să o poarte în continuare. Așa, nu și din partea mea. În schimb, Lina Kudry, actrița algeriană, în vârstă de 29 de ani, este una din personajele acestui film. Dar eu sunt curios dacă ție ți se pare că a făcut o alegere potrivită sau e prea cu minte sau merge la mall și nu știm noi. Nu știu ce mai urmează, că dacă mai urmează același gen de ținute, îmi vine să spun așa, da, doar prin comparație. Dar dacă e să analizezi toată ținuta de la cap la coadă, Spice Girls? Da, corect. E o epocă de mult apusă, totuși. Exact, la aia mă gândeam. Nu știu cât de mult au revenit în modă pantalonii trapeze. Am văzut că în ultima vreme e la modă, dar mi se pare că un pic volumul e și talia înaltă, și pantalonul trapez, și oarecum baggy. Și-au schimbat puțin conformația. Și combinați cu sacou, cu cămașa, cu paiete, it's too much. E prea mult și pentru mine. Nu. Nu găsești ceva ce să-ți placă acolo. Părul este parcă dat cu șamponul uscat așa pe fugă, n-am apucat nici măcar să mă coafez. Nu. Așa nu. Avem prea multe acolo, prea multe centre de interes, de la geantă, la pataloni, la sacou, toate sunt acolo și apare cam tristă, sincer, mi se pare că e cam tristă. Ținuta aceasta ar fi mers perfect în mall. Ar fi funcționat de minune, dar pe covorul roșu, vă spuneam eu, francezii nu se știu îmbrăca pe covorul roșu. Sau cel puțin până acum n-am găsit foarte multe exemple. Așa nu știu din partea mea, dar sunt curios dacă Wes Anders, regizorul de French Dispatch, era de la sine înțeles că va participa la premiera acestui film, într-un costum de catifea, apoi și pe covorul roșu, îți place, nu-ți place, zâmbetul tău îmi spune că nu o să-ți placă. Zic bine? Da, mi-a citit gândurile. Îmi plăcea, nu știu, când aveam 18 ani, aveam și eu un costum de catifea sau cel puțin un sacou drăguț, nu știu dacă bă aceeași culoare, dar ceva similar. Din nou mă duce cu gândul la o epocă apusă și încercam să-mi dau seama când a fost acțiunea filmului. Vreau să o lege cu ceva, că nu știu, n-am văzut filmul, nu știu exact despre ce e vorba. Dar Red Carpet-ul e 2021, să ne înțelegem, deci oricum ar fi... Nu. Așa nu. Nici părul nu-ți place.
Nu cred că se potrivește cu fizionomia, lungimea părului. Îi descoperă mult prea mult fizionomia. Mi-ar fi plăcut să fie puțin acoperită. Eventual, chiar dacă optează pentru părul puțin mai lung, un breton pe o parte mai scurt, mai voluminos, iese mult prea tare în evidență fizionomia. Da, creează un caracter, dar mi-ar fi plăcut să fie ceva mai armonios. Deci așa nu. Mie nu-mi place, mi se pare că e undeva din anii 60-70, transpus în 2021, de la cravată, la cămașă, la acea catifea. Nu, este prea mult acolo, nu mai simte păr că deja acolo tu ești specialistul, dar eu înțeleg, ești artist, ești regizor, dar parcă totuși vii la filmul tău, adică ar trebui cumva să arăți acolo. Nu, așa nu. Și încheiem cu Guillaume Gallienne, care vă este cunoscut din filmul biografic de modă Yves Saint Laurent din 2014, un actor multipremiat pentru rolurile sale. Primește și un premiu pentru apariția de pe covorul roșu. O luăm prin comparație sau o luăm pur și simplu pe ținută? Cum îți e mai ușor? Dacă o luăm prin comparație, aș spune hai că e decent. Dacă o luăm strict pentru ținută, din nou mi se pare old fashion. Știu că, în general, femeile sunt mult mai bine îmbrăcate la francez, dar data asta se pare că au ratat-o și ele. Nu știu, genul ăsta de ținută ușor, salt and pepper, mi se pare sacoul lui bunicu. Genul de nu-mi place. Ceva nu-ți place acolo. Nu-mi place. Și cravata, nu știu, culoarea cravatei, dacă era puțin... Nu mă inspiră din niciun fel. Deci așa nu? Nu. Dacă e să o luăm prin comparație, primește așa, da, pentru că, sigur, ce am văzut înainte a fost, Doamne ferește. Sigur că nu este o apariție greșită, e un costum clasic până la urmă, avem acolo vestă, sacou, pantalon și așa mai departe. Aș fi schimbat cravata, în rest nu e nimic greșit acolo. O să fie indulgent, o să-i dea un așa da, pentru că știu ce a fost înainte. Și uite că am încheiat într-o notă optimistă ediția din această seară. Mulțumesc mult de tot că ai fost alături de mine. Mulțumesc de invitație. Abia să ne reîntâlnim. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa Da, Așa Nu, să aveți o seară extraordinară. Smith a ajuns la momentul adevărului, simte că a dezamăgit fiecare femeie din viața lui. Cum a ajuns la această concluzie, vedem imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit, urmăriți Flash Monday. Simte că a dezamăgit fiecare femeie din viața lui. Despre mine vorbești? Nu, despre tine. Okay, da. Will Smith a ajuns la această concluzie după ce a tot căutat fericirea în persoana de lângă el și n-a găsit-o pe deplin. Și atunci ce a făcut el? Probabil ce ar fi trebuit să facem cu toții. A căutat să se facă pe el fericit, în primul rând, și apoi să se dăruiască cu totul altei persoane. Profund, nu? Mai mult decât profund. Mm. Da, știi cum e acasă la el? Cum e acasă la el? El și soția sa au o relație deschisă. Așa. Și nu cred în monogamie. Adică unui cu și nu se ceartă sau nu? Încurcate sunt. I've carried most of my life the sense of failing every woman I interact with. Will Smith e mai sincer ca niciodată. Și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit despre cea mai mare vulnerabilitate și nesiguranță din viața lui. Fericirea sa în relația cu femeile din viața lui. Really, at the end of the day, it's just not quitting, you know? Șocant este faptul că nimeni nu se aștepta la asta. El e totuși Will Smith, marele actor, soț, tată, cunoscut la nivel mondial și apreciat de milioane de oameni. Cine s-ar fi gândit că ar avea asemenea frici? I want to tell the truth. I want to let people have it. Și-a adus aminte de toate decepțiile pe care și le-a adus sieși, dar și altora. Amintirile lui despre dezamăgiri sunt vechi. S-a îndrăgostit de Stockard Channing în timp ce era însurat cu prima sa soție.
Eram căsătoriți de câteva luni, aveam un bebeluș, iar experiența a fost ciudată. Iar ca să fac lucrurile să fie și mai rele, m-am îndrăgostit de Stock Car Channing. Nici acum nu-și poate ierta experiența. Pe atunci, în acel context, nu-și găsea locul și căutându-l mereu și mereu, a ajuns să-i rănească pe ceilalți mai mult decât și-ar fi dorit. Fosta sa soție, Cherie, a suferit enorm atunci, dar acum, după mulți ani, a explicat de ce nu o deranjează statutul de fostă soție a lui Will Smith. You know, it's not my label, and I can't control the labels that other people, you know, put on me, but the reality is that is a part of my history. You know, it's a part of my history, but I'm not behind anybody. I'm not in anybody's shadow. And so I don't mind. Like, it could be worse. The marriage didn't work, but we are a success. You know, the love that we have for each other, the co-parenting journey, and not doing it perfectly, but being effective and being an example for other people. So I'm a part of his greatest success. Will Smith este căsătorit acum cu Jada Pinkett, iar relația lor nu este una ca toate celelalte. Au început crezând în monogamie, dar cu timpul lucrurile s-au schimbat. It was a fantasy illusion that we could make each other happy. And we agreed that she had to make herself happy and I had to make myself happy. And then we were going to present ourselves back to the relationship already happy versus demanding that the other person fill our empty cup. Ba mai mult, într-un interviu, actorul a explicat faptul că între ei doi încrederea este de bază. Jada nu crede în căsătoria convențională, pentru că ea a crescut în spiritul ăsta, cu valorile astea, cu exemple. Mariajul nu trebuie să fie o închisoare, nu suntem un exemplu, fiecare face cum vrea. Dar pentru noi, libertatea și încrederea sunt cea mai puternică definiție a iubirii. De departe, cel mai mare hop al lor a fost atunci când soția sa a avut o relație în afara căsătoriei cu August Alsina. Love being the most fearful place you'll ever try to step into. That unconditional love where, you know, to be able to open a broken heart again. Will Smith și Jada sunt căsătoriți din 1997 și au împreună doi copii. Ce să zici acum? Fiecare cu alegerile lui în viață, nu ne băgăm, nu comentăm, nu discutăm. Dacă ei sunt fericiți, doamne, asta e. Exact. Știi cum e, se spune că într-o relație la distanță, toți cei patru sunt fericiți. În fine, doamnelor și domnilor, cam atât pentru această seară, am ajuns la final. Rămâneți pe Prima TV, urmează o nouă ediție Florin Călinescu Show cu invitați de marcă și subiect mai mult decât interesante. Noi vă mulțumim și ne revedem mâine la 19:30 de minute. O seară minunată. Toate cele bune. Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.